Haideți să ne ridicăm cu toții. Ne pregătim pentru închinare, slăvim pe Domnul prin cântarea de la numărul 282. 282. Când Iisus Hristos m-a mântuit, har din harul Său El mi-a dăruit, pacea Lui mă face fericit și mă îndeamnă într-una să-i cânt. Doamne, Te slăvesc și îți mulțumesc pentru bunătatea-ți mare, pentru încercări, binecuvântări. Doamne, azi îți mulțumesc. Iisus Hristos m-a mântuit, har din harul Său El mi-a dăruit. Pacea Lui mă face fericit și mă îndeamnă într-una să-i cânt. Doamne, Te slăvesc și îți mulțumesc pentru bunătatea-ți mare, pentru încercări, binecuvântări. Doamne, azi îți mulțumesc. Viața mea împreună cu Iisus e un cer senin, cer de soare plin. Frică și nevoie eu nu cunosc, căci de toate de la El primesc. Doamne, Te slăvesc și îți mulțumesc pentru bunătatea-ți mare, pentru încercări, binecuvântări. Doamne, azi îți mulțumesc. Vreau să știe toți că-s fericit cu Iisus al meu, cel m-a mântuit. Vreau de-acum doar Lui să-i slujesc, prin viața mea să-i mulțumesc. Doamne, Te slăvesc și îți mulțumesc pentru bunătatea-ți mare, pentru încercări, binecuvântări. Doamne, azi îți mulțumesc! Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam. Înainte ca să se fi născut munții și înainte ca să se fi făcut pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. Tu întorci pe oameni în țărână și zici, întoarceți-vă fiii oamenilor. Căci înaintea Ta 1000 de ani sunt ca ziua de ieri care a trecut și ca o strajă din noapte. Îi mături ca un vis, dimineața sunt ca iarba care încolțește iarăși. Înflorește dimineața și crește, iar seara este tăiată și se usucă. Învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Amin. Amin. Doamne, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta și facă-se voia Ta în viețile noastre și în această seară. Doamne, dorim să-ți mulțumim pentru că de la începutul până la sfârșitul anului ai avut ochii deschiși asupra vieților noastre, asupra familiilor noastre și acum, la acest ceas al ultimei zi din anul 2016, putem să stăm în casa Ta. Doamne, dă-ne binecuvântarea Ta și în această seară. Am dorit-o, Doamne, să venim înaintea Ta cu mulțumirile noastre, cu faptul că ai fost de-a lungul anului alături de noi. Doamne, Te rugăm frumos ca toți care își găsesc în această seară fericirea și bucuria în casa Ta, Doamne, dorim să o aibă alături de Tine. Am dorit-o, Doamne, să ne cercetezi prin prezența Ta. Mulțumim, Doamne, pentru că Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci. Și știm, Doamne, că dacă vei îngădui anul 2017 prin Iisus Hristos, Tu care ești Domnul nostru și Mântuitorul nostru, vei fi alături de noi. Dar, Doamne, în această seară primește-ne la Tine așa cum suntem, cu viețile noastre, cu starea noastră și am dorit, o Doamne, ca jertfa mulțumirii să ajungă până la tronul Tău de har. Întărește lucrarea Ta și numele Tău să fie slăvit în toate. Amin. Amin. Ocupăm locurile și ascultăm corul din slavă Domnului cu o primă cântare.
Iisus Hristos este Domnul. Vă binecuvântăm din casa Domnului în această ultimă seară a anului 2016, un an în care Dumnezeu și-a făcut simțită prezența în viața noastră, în familiile noastre, în casele noastre și considerăm că este un timp potrivit ca să venim înaintea lui Dumnezeu după 366 de zile cu mulțumire, cu recunoștință. Se cade ca în seara aceasta să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, aducându-i laude și binecuvântându-i numele pentru tot ceea ce anul acesta a adus în viața fiecăruia dintre noi și în biserica lui din locul acesta. Vă spunem bun venit fiecăruia dintre dumneavoastră la închinare și în această seară. Vă spunem bun venit fraților și surorilor ce de obicei veniți să vă închinați la Biserica Speranța. Spunem bun venit musafirilor ce în această seară sunt împreună cu noi la închinare și ne rugăm ca binecuvântarea lui Dumnezeu să rămână peste viața, familia și casa fiecăruia dintre noi. Amin. Cu ajutorul Domnului terminăm anul 2016 în casa lui Dumnezeu și considerăm potrivit să și începem în felul acesta. De aceea vă așteptăm la închinare din nou pe fiecare în ziua de mâine. Este și ziua Domnului, fiind duminică, dar este și prima zi a anului 2017 și prin prezența noastră în casa lui Dumnezeu declarăm că ne dorim ca Dumnezeu să fie la început în viața noastră, la început în fiecare domeniu al vieții noastre și să pornim în 2017 împreună cu Domnul. Aceia dintre dumneavoastră care nu petreceți foarte mult în noaptea aceasta, vă așteptăm mâine dimineață la ora 10, la un timp de rugăciune și părtășie în jurul cuvântului. Apoi, după amiază, din nou de la orele 18, ne întâlnim în casa lui Dumnezeu ca să ne închinăm cu toții împreună aceluia care merită toată slava, cinstia și închinarea. Amin. În continuare, ne închinăm înaintea lui Dumnezeu cu darurile de bunăvoie și în timpul acesta îl lăudăm pe Domnul și cu o cântare comună. Ne închinăm Domnului și prin cântarea de la numărul 399. 399. El m-a condus, ce har divin, în El am pace pe deplin. În orice loc, oriunde aș fi, cu brațul Lui mă va însoți. El m-a condus, ce har divin, în El am pace pe deplin. În orice loc, oriunde aș fi, cu brațul Lui mă va-n soți. El mă conduce-n voia sa, cu mâna sa mă va purta. Eu cu credință-l voi servi, căci brațul Lui mă va însoți. Ia, Doamne-n mâna mea n-a ta, să pot umbla în voia ta. În toate liniștit voi fi, căci brațul tău mă va-n soți. El mă conduce-n voia sa, cu mâna sa mă va purta. Eu cu credință-l voi servi, căci brațul Lui mă va însoți. Lucrarea mea când o sfârșesc, victoria o dobândesc. În moarte chiar cu El voi fi, căci brațul Lui mă va însoți. El mă conduce-n voia sa, cu mâna sa mă va purta.
Eu cu credință-L voi servi, căci brațul Lui mă va însoți. În continuarea programului, ascultăm corul Să vin pe Domnul cu o cântare, după care Ariana și Mono poezie și fratele Florin Goiț cu un prim mesaj în calitate de reprezentant al tineretului care activează în biserica noastră și Domnul să binecuvânteze această categorie pentru că este viitorul nostru și El să se însuflețească lucrarea Domnului nostru și prin tineri. Amin. Amin. Un an și întâmpinăm un altul. Rămâne vom noi oare la fel sau vom spori? Vom crește în credința ce n-o dă nimeni altul. Ne vom trăi viața cum El și-ar dori? A mai trecut un an și nu se mai întoarce. Am fost lumini pe acest pământ și sare. Am lăsat pe cel preanalt să ne încarce cu a sa lumină, putere și dragoste mare. A fost un an în care noi am avut prilejul să fim mai buni, să dăruim mai mult. Privim în urmă și urmărim colajul cu ale noastre fapte din greul nostru mult. A mai trecut un an și noi stăm mărturie dacă am fost sau nu plăcuți înaintea Lui.
Noi vrem ca noastră viață și inimă să fie legate și aproape de Domnul Cerului. Ne rugăm să mai fie un an al pocăinței, să ne apropiem mai mult de Domnul nostru scump, să fim mereu statornici pe drumul credinței și să-L iubim din suflet pe Domnul nostru scump. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Aș vrea să vedem ce trebuie să facă un tânăr al lui Hristos și nu numai. Toți suntem copii al lui Dumnezeu, dar în special pentru tineri aș vrea să am aceste gânduri. Am auzit zilele trecute de Crăciun, poate s-o predica din Matei, capitolul 2, și aș vrea să învățăm câteva lucruri frumoase de la ostia. Vreau să vă zic că atunci când se naște Domnul Iisus în viața unui tânăr sau în viața oricărui om, trebuie omul acela să lumineze. Răsare ostia. Când împăratul Iudeilor s-a născut, a răsărit ostia diferită de celelalte stele. Tot așa și noi trebuie să fim ca acea stea între oamenii care sunt în întuneric, care sunt în necunoștință de Dumnezeu. Noi trebuie să fim o persoană diferită de celelalte persoane. Domnul Iisus spune, voi sunteți lumina lumii. Nu că ar trebui să fiți, ci voi sunteți, pentru că lumina lumii este în voi. Și Domnul să ne ajute ca tineri și ca toți membrii ai Bisericii lui Hristos să fim lumini. Al doilea lucru pe care îl avem de învățat de la această stea este că steaua aceasta a avut răbdare. Când magii au văzut steaua, au venit după ea, dar la un moment dat au urmat și au mers după logica lor omenească. Ei au știut că s-a născut împăratul și logic, unde trebuia să se nască împăratul? În casa împăratului, la Irod. Și n-au mai urmat steaua aceea, ce s-au dus la Irod. Și acolo au fost dezamăgiți că nu l-au găsit pe împăratul. După aceea, când a ieșit afară, steaua îi aștepta. Îi aștepta acolo, a avut răbdare cu ei. Putea să zică steaua, v-ați dus la Irod? Să vă arate Irod unde e Hristosul, să vă conducă el. Dar steaua o a așteptat până ei au venit afară. Domnul să ne ajute și noi, ca tineri, într-o generație, trăim într-o generație care totul e repede, să facem lucrurile rapid. Noi trebuie să avem răbdare. Trebuie să avem răbdare cu cei de lângă noi, cu colegii noștri, cu cei de la muncă, unde ne-a pus Dumnezeu ca tineri. Pentru că noi, față de cei care sunt mai în vârstă, părinții noștri, bunicii noștri, avem cu mult mai multe persoane, avem contact în lumea aceasta, pentru că mergem într-o parte în alta, putem să ne mișcăm, avem energie. Și Domnul să ne ajute să fim lumină pentru ei. Domnul să ne ajute ca să avem răbdare. Asta constă. Păi dacă îi vorbesc din prima, nu aștept ca din prima să se pocăiască, ar fi frumos. Eu trebuie să mă rog pentru el. Eu trebuie să-i demonstrez că sunt un om al lui Dumnezeu. Trebuie să postesc dacă este nevoie și pot să fac lucrul acesta. Domnul să ne ajute la acest lucru ca tineri și nu numai. Și al treia lucru pe care l-a făcut steaua este că i-a condus pe oameni la Hristos. Spune că steaua i-a așteptat și a mers înaintea lor până unde? Până deasupra locului, în casa unde era pruncul. Asta a fost lucrarea stelei. Asta este și lucrarea noastră, să fim lumină când Domnul se naște în noi, să avem răbdare, să ne rugăm, să postim și ultimul lucru, să-i conducem pe oameni la Hristos. Nu la noi, nu la niște persoane, ci la Hristos. De multe ori vrem noi să fim aceia care luăm locul lui Hristos, să-i mântuim, să-i schimbăm, să-i facem, noi să-i pocăim. Dar nu se poate, nu lucrarea aceasta avem noi, ci noi avem lucrarea ca să fim lumină, să ne rugăm pentru ei, să avem răbdare cu ei și să-i aducem la Domnul, că El îi va schimba. Și vedem rezultatul în Scriptură, că magii au fost conduși de stea până la locul acela unde era Domnul Iisus născut și acolo Dumnezeu îi înștiințează în vis pe magi. Nu vă mai întoarceți pe la Irod, pe drumul pe care ați venit, ci întorceți-vă pe un alt drum. Păi de ce să nu ne mai întoarcem pe la Irod? Păi drumul acesta e un drum al păcatului. Irod era un om păcătos din care afară. Și au murit copiii ca să nu ia tronul. Preoții erau corupți. Era un drum al păcatului. Ei au venit ca niște păcătoși acești magi. Dar când au ajuns la Domnul, au fost socotiți neprihăniți de Dumnezeu, pentru că s-au închinat lui și au crezut în Domnul Iisus Hristos. Și ei nu s-au mai întors pe drumul păcatului. Când ne-am pocăit, ca tineri, și toți când ne-am pocăit, ce cântare cântăm?
m-am hotărât să-L urmez pe Domnul Iisus, nu-i drum înapoi. Păi dacă mă întorc înapoi, vreau să vă zic că dacă magii se întorceau înapoi, știți ce se întâmpla cu ei? Se lepădau de Dumnezeu. Cum? Păi ei trebuia să treacă pe la Irod și trebuia să le spună lui Irod unde-i pruncul. Și Irod venea și găsea pruncul. Vedem că lucrul acesta l-a făcut peste 33 de ani Iuda. S-a dus la preoți și l-a vândut pe Domnul Iisus. Când ne întoarcem tot pe drumul pe care am venit la Domnul, pe drumul păcatului, ne lepădăm de Dumnezeu și Dumnezeu să ne păzească. Domnul să ne ajute să învățăm de la ostea. De la ostea avem de învățat. Să fim lumină, suntem lumină, că Domnul e în noi, să avem răbdare, să așteptăm pe oameni, să ne rugăm, să postim pentru ei. Mai ales ca tineri, trebuie să fim lumini și mărturii și trebuie să-i conducem la Domnul. Unii îi conduc în altă parte, din păcate. Noi la Domnul trebuie să-i ducem și de acolo îi preia Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute și noi, dacă am intrat pe această cale, să nu ne întoarcem înapoi. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că v-am putut sluji în acest an și doresc să vă slujesc în continuare. Domnul să vă răsplătească tot ceea ce faceți. Amin. Tinerii vor slăvi pe Domnul cu o cântare, după care sora Marta Birtalan o poezie și apoi familia Popovici vor avea o cântare spre slava Domnului.
La schimbul de ștafetă al anilor ce zboară, să-l preamărim pe Domnul, căci pașinii măsoară. Să-i mulțumim că în anul pe care l-am sfârșit, El ne-a purtat pe brațe în chip desăvârșit. Să-l preamărim, căci Domnul, în marea-i bunătate, ne-a dat răscumpărarea, iertarea de păcate și ne-a păstrat în viață până la această zi, ca să-i aducem slavă și să-i fim martori vii. Să-l preamărim pe Domnul, că ne-a purtat pe cale să vadă ochii noștri lucrarea mâinii sale și n-a fost zi cu soare sau clipă de nevoi în care să nu fie alături de noi. Am fost prin văi de lacrimi, prin văi întunecoase, dar El ne-a dat balsamul nădejdii luminoase și în valea umbrei morții, cuvântul Său a fost o cetățuietare, un sprijin și adăpost. Și acum, când mai întoarcem o filă în calendare și anul nou începe cu noua lui cărare, când pașii noștri calcă tărâmul de la prag, când mai urcăm o treaptă pe al anilor și rag, venim cu rugăciune la Domnul ca să fie un an de pocăință, un an de bucurie, un an de îndurare al Domnului Iisus, cu pace și iubire și cu belșug de sus, să fie an lumină de sfântă mărturie, să crească în putere a sa împărăție. Un an bogat în roade, cu harnici lucrători, cu tineri plini de viață și bătrâni visători. Și astfel, pregătiți de Duhul, să fim cu toții gata pentru întâmpinare, să-i strigăm Maranata. Și atunci, cu Domnul Slavei, în veacul viitor, să fim pe totdeauna o turmă și un păstor. Amin. Ai schimbat pasul meu pe pământ. Drumul mi-ai netezit, viața mi-ai ocrotit, fiindcă Tu mai întâi m-ai iubit. Iisuse, îți mulțumesc și Te slăvesc, tot ce-ți dau e atât de puțin. Mi-e dor să Te întâlnesc, să Te privesc și să-ți spun cât de mult Te iubesc. Am văzut deseori prin furtuna și ploi brațul Tău către mine întins. Ai cuprins gândul meu, ai mustrat valul greu
și am putut să rămân liniștit. Iisuse, îți mulțumesc și te slăvesc, tot ce-ți dau e atât de puțin. Mi-e dor să te întâlnesc, să te privesc și să-ți spun cât de mult te iubesc. Am văzut deseori cum pe rări care dor ai turnat din uleiul divin. Cu un singur cuvânt pe cel rău l-ai înfrânt și mi-ai dat iar putere să-ți cânt. Iisuse, îți mulțumesc și te slăvesc, tot ce-ți dau e atât de puțin. Mi-e dor să te întâlnesc, să te privesc și să-ți spun cât de mult te iubesc. Am văzut deseori prin mulțimea de nori brațul tău către mine întins. Piedici multe am trecut, fiindcă tu mi-ai poscut și în harul tău sfânt m-ai ținut. Iisuse, îți mulțumesc și te slăvesc, tot ce-ți dau e atât de puțin. Mi-e dor să te întâlnesc, să te privesc și să-ți spun cât de mult te iubesc. Iisuse, îți mulțumesc și te slăvesc, tot ce-ți dau e atât de puțin. Mi-e dor să te întâlnesc, să te privesc și să-ți spun cât de mult te iubesc. Amin. În continuare, fratele Ovidiu Moldovan va avea un cuvânt, un mesaj pentru noi ca reprezentant al corului. Așa scrie aici, așa citesc. Transferul de la studiu biblic aici nu știu să se fi făcut, dar îl negociem la anul viitor. Domnul să-l întărească în slujire în continuare, pentru că așa suntem învățați noi românii, să avem policalificare, și Domnul să ne întărească în toate slujbele în care El ne cheamă. După mesajul fratelui Ovidiu, corul va slăvi pe Domnul cu o cântare. Cum anul acesta n-am reușit să vorbesc sub 40 de minute, trebuie să vă spun din start că nu am un cuvânt de învățătură în seara asta pentru voi, ci mai degrabă este un cuvânt de iubire. Nu un cuvânt de învățătură, mai degrabă un cuvânt de iubire. După ce timp de un an de zile am spus cam tot ceea ce am putut să învăț din Scriptură în lumina Duhului Sfânt, după ce am reușit să facem și o recapitulare împreună a tuturor lucrurilor, a tuturor lecțiilor care s-au ținut în anul ăsta, nu mi-am prea rămas prea mare lucru de învățat. Eventual aș putea să spun ceea ce am uitat să spun de-a lungul anului. Și de-a lungul anului am uitat să spun câteva lucruri, în special către frații și surorile de la cor, către cei mai în vârstă, către cei de o vârstă cu mine,
către cei mai tineri. În primul rând, cred că am uitat anul ăsta să vă spun cât de mult vă iubim. Și eu și familia mea. Probabil că în febra atâtor pregătiri, de multe ori am fost așa foarte tensionat și de foarte puține ori, sau poate deloc, am uitat să vă spun că de fapt vă iubim foarte mult. Însemnați foarte mult pentru noi. Știți foarte bine că față de mulți dintre voi suntem mai apropiați decât niște rude. Știm mai multe lucruri despre noi înșine și despre unii și despre alții. Suntem mai apropiați decât niște rude. Am uitat să spun lucrul ăsta, probabil, de-a lungul anului. Am uitat să spun că iubesc foarte mult credincioșii și iubim foarte mult credincioșia voastră și felul în care ați lăsat deoparte o mulțime de lucruri și ați slujit Domnului în tot decursul anului. Și cred că am uitat să vă mulțumesc și pentru rugăciunile voastre. M-aș bucura să fie mulți slujitori ai Domnului din biserici, atât de fericiți ca și noi, pentru că atât de mulți oameni se roagă într-un mod atât de minunat pentru ei. Și vă mulțumim foarte mult. Rugăciunile voastre ne dau nouă putere ca să putem să slujim pe Domnul cu toate darurile pe care ni le-a dat și să știți că de multe ori darurile astea sunt poveri. Nu le luați ca pe niște favoritisme pe care le face Dumnezeu. Sunt ca niște poveri pe care ți le pune în spate și îți spune pune-le în valoare. Du-le în spate, dar pune-le în valoare. Nu le arunca, nu le îngropa. Și am uitat niște lucruri și pentru biserică să spun. Am uitat să spun că vă iubesc din tot sufletul pentru că între voi există încă oameni care trăiesc creștinismul în mod real. Există oameni care calcă pe urmele lui Hristos. Dacă n-ar fi oameni de aceștia, de multe ori învățătura noastră ar fi ca sunetul aramei zângănitoare pomenită în Vechiul Testament. Și vă mulțumesc, printre voi cunosc foarte mulți oameni care trăiesc într-adevăr Scriptura și calcă pe urmele lui Hristos. Și apoi, un ultim lucru pentru care aș vrea să vă spun că vă mulțumesc și că vă iubesc foarte mult, este pentru aminul pe care îl spuneți la sfârșitul fiecărei cântări. Amin, aleluia. Noi puteam să avem parte de multe aplauze dacă mergeam într-un alt loc. Și a fost vreme în care apreciam foarte mult aplauzele. Vreau să vă spun că nu valorează nimic mai mult pentru un tânăr, pentru un slujitor înzestrat cu dar de la Dumnezeu pentru cântare. Nu înseamnă nimic mai mult în lumea asta decât aminul pe care îl spuneți voi la sfârșitul fiecărei cântări. Înseamnă că jertfa aceasta a fost primită de biserică și a fost o binecuvântare. Și astea sunt lucruri pe care am uitat să vi le spun în anul acesta. Bine, mă veți întreba, poate ce o să fie în anul viitor? Nu știu, habar n-am. Cât despre mine, pot să spun exact ca și Iosua. Și o să spun același lucru și cântarea care încercăm să o cântăm înainte de cântarea corului. Cât despre mine, spune Iosua, eu și casa mea ne vom strădui să slujim pe Domnul în continuare. Amin. Sunt zile de sfârșit, când totul e în schimbare, e aproape de asfințit și Domnul va apare. Înainte e întuneric și semne de întrebare, dar vom rămâne veșnic cu Cel ce e al nostru soare. Eu și casa mea vom sluji Domnului, mereu îi
vom cânta pentru tot harul lui. Dar eu și casa mea vom sluji Domnului. Mereu îi vom cânta pentru tot harul lui. Acum temeți-vă de Domnul și slujiți-i cu scumpătate și credincioșie. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Cu toți și mic și mare vom apăra dreptatea, o rugă fiecare și-o moșteni cetatea. Nu vom ceda în luptă, chiar de greu pe cale. Avea vom biruință prin cel ce veșnic tare. Dar eu și casa mea vom sluji Domnului. Mereu îi vom cânta pentru tot harul lui. Dar eu și casa mea vom sluji Domnului. Mereu îi vom cânta pentru tot harul lui. Vom sluji, sluji Domnului, Domnului. Vom sluji, sluji Domnului, Domnului. Vom sluji, sluji Domnului, Domnului. Pentru te lui. Dar eu și casa mea vom sluji Domnului. Mereu îi vom cânta pentru tot harul lui. Pentru tot harul lui, vom sluji Domnului.
La tribunal, în sala de judecată, când încep cauzele, judecătorul începe să strige cauza 1, 2, 3 și poate lipsesc 2, 3 reprezentanți acolo ai celor care se judecă și la final judecătorul mai citește încă o dată toate, că poate câte timp au venit. La jumătatea programului facem și noi o recapitulare și pentru că fratele Cătălina Popi a sosit ca reprezentant al copiilor, îi dă posibilitatea să aducă un mesaj din partea Domnului. Eu așa l-am primit și, după cum spunea Creangă, dacă popă scrie, popă citesc. Și am vrut, cel care a întocmit, a vrut să curgă programul, așa după cum spunea Ioan în epistola sa, v-am scris copilașilor, tinerilor și celor mai în vârstă. Așa am vrut și noi în această seară, dar nu s-a putut, dar tot e bine că reprezentantul celor care slujesc la lucrarea cu copiii a sosit, Domnul să-l întărească, lucrarea care o are și îl rugăm să aibă un cuvânt. După care, fratele Pavel Popovici cu un duet. Cei din urmă vor fi cei din tâi sau invers. Amin? În fiecare an de anul nou sau ultima zi din an, obișnuim să spunem multe lucruri. Lucruri pe care le vom face în anul următor. Tot în ziua aceasta tragem linie și spunem, facem o recapitulare la lucrurile care am vrut să le facem. Întotdeauna balanța între ceea ce ne-am propus și ceea ce am analizat nu-i tot timpul cum ar trebui să fie. Pentru că de multe ori ne propunem foarte multe lucruri și uităm lucrul cel mai important. Că toate trebuie făcute în timp. Și vreau să mulțumesc bisericii pentru ajutorul care ne-l dați în fiecare zi când vă rugați pentru noi. Nu este ușor ca și învățător să ai copii care vor să învețe, vor să primească cuvânt, vor să primească îmbărbătare și încurajare. Și de multe ori ai ce să le spui, ce să le dai și alte ori nu. Și pentru asta vreau să vă mulțumesc pentru că știu că întotdeauna este cineva care se roagă pentru noi. Mulțumesc fratelui pastor Gelu și celor de conducere că pe lângă rugăciune e nevoie și de partea financiară. Și asta e foarte important. Vreau să mulțumesc învățătorilor pentru că fiecare duminică au avut răbdare și au răbdare cu copiii noștri să învețe. Dar toate acestea se fac în timp. Și timpul este cel mai prețios lucru pe care Dumnezeu ni-l dă în fiecare zi. Dacă am întârziat jumătate de oră, timpul nu se mai întoarce. Și în cartea Ezra, la capitolul 8, Ezra spune un lucru foarte, foarte important pentru noi. Spune așa, acolo la râul Ahava am vestit un post de smerenie înaintea Dumnezeului nostru ca să cerem de la El o călătorie fericită. Pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce era al nostru. Și înainte să începem anul următor, Ezra spune, ar fi bine să ne smerim. Ar fi bine să ne rugăm la Dumnezeu, nu doar pentru noi, nu doar pentru copiii noștri, și pentru tot ce este al nostru. Și închei cu versetul 23, ultima parte, unde spune și El ne-a ascultat. Avem un timp în care să ne bucurăm. O să începem o călătorie, un an nou. Și vreau să ne rugăm pentru noi, ca Dumnezeu să ne dea putere, pentru copiii noștri, ca să-i tot timpul să-i purtăm în brațele Lui. Și pentru resursele de care vom avea nevoie ca să putem merge până la capăt. Amin.
se cere socoteală. Fii înțelept și fă-ți o, să nu o facă el. Gândește adânc și bine, cât timp pierdut ai oare, trăind în nepăsare, din timpul dat de ieri. Cât bine ai făcut la cel de lângă tine, de câte ori tu mâna ți-ai tras-o înapoi, pe buze doar cuvinte de dragoste avut-ai, sau cu știință-n semeni ai aruncat noroi. Al tău cântar al vieții, ce taler e mai tare, e firea pământească sau regele Iisus? La cine ai dat mai multă voință și ascultare, la lucruri pieritoare sau celor fără apus? Știm toată închinarea o merită doar Domnul. Adu-ți aminte acum te-ai închinat, câtă recunoștință cu mulțumire adus-ai ca jertfă anul acesta, și cât l-ai lăudat. Mandatul mărturiei primit să-l duci la alții, căci Iisus îi iubește și iartă de păcat. Ai folosit talentul sau îngropat e încă, când semenul tău fiere în moarte și păcat? Azi trece grădinarul, se uită în pomul vieții, găsește numai frunză sau va găsi și rod? Va îngriji el pomul, îl va uda să crească, sau taie și aruncă tot ce-i uscat în foc? Iisuse, și-mi
ceri iertare, Doamne. Smerit cu pocăință, mă plec sub crucea ta și-a jertfa iubirii, cum mijlocește-n rugă o Tată Sfinte, Tată, mai lasă-L încunat. O Tată Sfinte, Tată, mai lasă-L încunat. Dacă Domnul găduie, luna ianuarie se vor împlini 15 ani de când, prin mila și harul Domnului, am căutat să slujesc la serviciul de studiu biblic. Și anul acesta, luni, când am vorbit cu fratele Marius, a zis să ai un cuvânt din partea celor care sunt cu studiu. Și atunci am zis, păi stai, că nu sunt numai eu, eu de 15 ani, fără, cu vreo două excepții, tot eu am fost. Hai că mai sunt, hai să-i numărăm. Și atunci am zis, am început, recunosc cu fratele Ovidiu. Zic, păi, Ovidiu unde-i? Reprezentantul corului, bun. Zice, eu sunt cu programă. Că seara aceasta fratele Marius e bolnav și n-a putut să vină. Fratele Pancea în Canada, fratele Păstor aici, care ține joia, și am întrebat, dar fratele Popii, el are altă treabă. Și zice, n-ai cale de întoarcere, trebuie ca în 31 să ai un cuvânt. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că nu așa s-au întâmplat lucrurile de-a lungul anului, ci împreună cu frații mei am putut să slujim biserica într-un studiu deosebit. Învățați de la mine, a spus Domnul Iisus. Și de aceea, în măsura în care am putut să aducem un cuvânt ca din partea Domnului, ne-am străduit fiecare și mulțumim lui Dumnezeu pentru harul său și pentru lucrarea Duhului Sfânt pe care a desfășurat-o printre noi. Și acum am o problemă. Niciodată, până anul acesta, nu mi s-a întâmplat să mă pregătesc cu 3 săptămâni înainte de lecție și să continui și după. Veți spune, ce lecție a fost aia? A fost anunțat, s-a făcut o rocadă, o schimbare și a spus, lecția aceasta trebuie să o ții tu. Am uitat, zic, foarte greu, pentru că așa spune, învățați de la mine. Lecția se numește, fii punctual ca Iisus. Poate o lecție pentru unii ușoară, care la 9 fără 10, 9 fără un sfert, sunt la casă, dar pentru mine a fost una grea și atunci am zis, băi, de acum, dacă mai sunt 3 săptămâni până țin, măcar de acum, duminica și joia când vin la biserică, să vin la timp. Nu la 9 și 5 și 10 sau la 7 fără un sfert, joia, cum mai obișnuiam, ci să vin la casa Domnului la timp. Și m-am străduit și mă străduiesc de atunci, recunosc, până acum seara, când la 6:03 am venit și am zis, fratele, băi, te aștept că avem probleme. Domnul să ne întărească. De ce spun lucrul acesta? Pentru că anul acesta nicio lecție pe care am ținut-o n-am reușit să o finalizez așa cum am avut-o scrisă, cu încheierea care mi-a dat Dumnezeu atunci când m-am pregătit să o am. Niciodată, a trebuit să improvizez la sfârșit ca să închid lecția. Și spunea fratele Miuț de multe ori, băi, atunci vorbești bine, când îți găsești aminul la timp, dacă nu, n-are nicio reprezentare. Al doilea lucru care vreau, pentru că tot am amintit de această lecție și vreau să o închei, nici pe aceasta n-am încheiat-o, vreau să o închei în această seară cu întâmplarea pe care am găsit-o atunci când am pregătit-o. Fii punctual ca Iisus a fost lecțiunea și ne-am adus aminte atunci de o întâmplare cu un băiat din clasa a 4-a în Statele Unite care
În fiecare dimineață când pleca la școală, Sloa Ghiozdanu avea o oglindă în fața ușii și spunea doar atât. Se țirea de Ghiozdan și spunea așa: dragă Iisus, aici este Jim care merge la școală. Și au trecut ani și într-o dimineață, îndreptându-se spre stația de autobuz care îl ducea la școală, o mașină l-a acroșat foarte puțin, doar l-a împins pe liziera unei păduri. Copilul s-a prăbușit, a rămas fără cunoștință și a fost dus la spital. Starea lui, cum spuneau medicii, de comă indusă, nu era una care să-i sperie. Spunea: domnule, toate funcțiile vitale sunt la locul lor, nu știm de ce nu se trezește, nu știm de ce rămâne în această stare. După 2 zile copilul a deschis ochii, părinții s-au bucurat și la un moment dat mama îl întreabă: băi, Jim, dar de ce, că uite, medicii spune că tu n-ai avut nimica, de ce nu te-ai trezit, de ce ai stat așa? Și copilul a spus așa: știți că în fiecare dimineață când plec la școală, stau în fața oglinzii și îi spun doar atât: dragă Iisus, aici este Jim care merge la școală. În dimineața cu pricina, când am fost aruncat, am stat și acolo, în trântit jos, am auzit o voce care a spus așa: Jim, aici este Iisus. Punct. Și copilul spune: aș mai fi vrut să aud vocea, aș mai fi vrut să-mi spună, pentru că recunosc, spunea copilul, că în dimineața în care am fost accidentat, nu i-am mai spus-o Domnul Iisus, cuvintele care le spuneam tot timpul. Și aș fi vrut să-mi cer și iertare. Și aș fi vrut, zice, în acea lumină orbitoare, în acel sunet suav, dulce, care l-am auzit, aș mai fi vrut să-l mai aud odată. Și am stat cu ochii închiși, în așteptare. Iubiții mei, frați și surori, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că anul acesta Domnul Iisus a fost punctual cu fiecare dintre noi. Nu numai că a venit aici, înaintea noastră, la biserică, dar a fost punctual că ne-a dat hrană, ne-a dat îmbrăcăminte, a fost punctual poate atunci când ne-a ferit de accidente, când ne-a ferit de ispite. Domnul Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci. Și să învățăm de la El, măcar lecția aceasta, la sfârșit de an, să fim punctuali cu Domnul Iisus în tot ceea ce ne-am propus. Să venim la casa Domnului, să citim cuvântul Domnului acasă, să vizităm bolnavii, nu știu ce v-ați propus fiecare, dar această punctualitate, într-o zi, Domnul nostru Iisus Hristos o va răsplăti. Fie că o va răsplăti aici, așa cum i-a răsplătit-o acestui copil care a fost accidentat, fie că sus, în împărăția lui Dumnezeu, orice lucru pe care l-am făcut pentru el va fi răsplătit. Domnul să ne întărească să învățăm de la el toate lecțiile de anul acesta și Domnul să ne întărească să trăim în asemănare cu el. Amin. Sora Gaica va slăvi pe Domnul cu o poezie. Pacea Domnului, Domnul să vă binecuvinteze. Ni se duc anii ca un sunet și nu se mai întorc înapoi, dar nu se pierde a lor răsunet în veșnicia de apoi. Ni zilele un abur doar, clipe de vis, ce trec ușor, așa cum spune Iov că zboară, suvei ca unui țesător. Trec, așa trec, clipe, ceasuri, zile în șir, trec anii noștri rând pe rând, dar clipa ce-o trăiești acum, tu nu vei mai trăi nici când, dar fapta ta, arcind sau pleavă, tot ce-ai vorbit,
sau tot ce ai scris va fi un veșnic cânt în slavă sau veșnic urlet în abis. O, călătorule prin lume, pribiag, tu obosit, crezi tu ce Biblia îți spune? La toate acestea te-ai gândit? Acum când trâmbița salvării răsună peste munți și văi, acum în ziua îndurării adu-ți la cruce anii tăi. Amin. Mihai Eminescu avea o poezie care la început spunea așa: de la Nistru până la Tisa, tot românul plâns subisa. Acum urmează fratele Nelu Albu ca să nu ne aducă nu plângerile românilor aflați în Serbia, în zona Olteniei, ci să aducă un cuvânt de încurajare pentru noi ca să ne rugăm și dorințele celor de acolo, nevoia de cuvânt, să fie suplinită de toți aceia care sunt agrenați în această misiune. Fratele Nelu este invitat să le spună de pe acest câmp, care este un câmp de bătălie, să le spună cum stăm anul acesta în anul 2016, ca să vedem pentru 2017 ce facem. Domnul să-l întărească în această lucrare. S-a extins foarte mult, când îmi povestește, eu toți îi spun, mai taie, că e prea mult și nu se lasă. Alte biserici, alte biserici. Domnul să-l întărească. Are voință, are putere și aș vrea ca și alții să se angreneze în această lucrare de slujire, în misiune, fie în România, fie în Serbia și dacă ajungem și până în Ucraina și spre părțile Ungariei, Domnul să fie slăvit. Frate Nelu, te rog. Mărit să fie Domnul! Doresc să nu dau raportul în seara asta, doar câteva cuvinte despre lucrare, ci în seara asta să fie o mulțumire la adresa lui Dumnezeu și apoi a familiei mele mici și a familiei mele mari. Dar întâi de toate, în orice lucrare, caut să aduc înaintea oamenilor și a dumneavoastră cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, dacă am căpătat trecere înaintea Ta, Te rog să mergi în mijlocul nostru. Iartă-ne fără de legile și păcatele noastre și ia-ne în stăpânirea Ta. Amin. Ar fi câteva puncte de predică din versetul acesta. Fie ca bunul Dumnezeu să ne ierte toate păcatele din 2016. Îi mulțumim că a fost în mijlocul nostru, a bisericii, a fost cu biserica, slăvit să fie numele Lui în 2016. Și rugăm în 2017 să ne onoreze de fiecare dată cu prezența și îi mulțumim de acum că o va face. Glorie Domnului! Și apoi, El va fi cu noi, nu numai aici, ci pe oriunde se implică Biserica Domnului. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru familia mică, cei ce poartă numele de Albu, Dumnezeu să le răsplătească fiecăruia după nevoia fiecăruia, să-i binecuvinteze pe fiecare în parte. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru familia mare, pentru dumneavoastră, sunteți familia mea. Nu folosesc cuvântul, sunt mândru. M-am păzit și am frică de cuvântul ăsta. Eu nu zic că e rău cine îl folosește. Dar l-am înlocuit întotdeauna și îl înlocuiesc și acum. Sunt bucuros și sunt fericit că sunt membru
în familia aceasta. Dumnezeu să binecuvânteze familia mea mare, Speranța o cheamă. Mulțumesc bisericii pentru susținerea din toate punctele de vedere. Dacă doi dinaintea mea am mulțumit pentru rugăciune, să știți că eu am simțit din plin ascultarea rugăciunilor dumneavoastră. Nu e ușoară nici Oltenia, Sârbia, nici atâta. Alte culturi, alte mentalități, dar Dumnezeu a fost cu noi. Mulțumesc frumos tuturor colegilor și colaboratorilor mei în lucrare, în lucrarea de la azil, nu dau niciun nume, în lucrarea de la spital și în lucrarea din Serbia și în lucrarea din Oltenia. Apoi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că anul acesta mi-a făcut parte de o mare bucurie. Aici, Robert, nu e aici, Robi. Nu este, mă bucur că nu-i, că e în altă parte. Adică că pot vorbi degajat. Mă bucur ori de câte ori îl văd să nu mă înțeleagă cineva greșit. Anul acesta Dumnezeu l-a introdus în lucrare. L-a luat pentru prima dată. Nu-mi place să laud oamenii, dar vă pot spune și lăudați să fie Dumnezeu până ce vă spune. Dumnezeu a investit în Robi foarte mult. Una din slujbile pe care mi-a dat-o Dumnezeu de-a lungul aproape a 50 de ani a fost să introduc, să chem oamenii în lucrare și slăvit să fie Dumnezeu că El a făcut-o. Zeci de oameni au intrat în lucrare. Pântre ăștia zeci, penultimul este Robi. Fiindcă nu e aceea, pot să spun că am fost foarte bucuros și foarte fericit de prima lui predică care a ținut-o în Serbia. Mai mult nu vă pot spune că să laudă oamenii. Vreau să vă spun că niciunul nu a fost, în niciunul, iar aduc slavă și laudă lui Dumnezeu, în niciunul din zeci de lucrători n-a investit Dumnezeu cât a investit în Robi. Vă rog să vă rugați pentru el. Poate să ajungă un mare om al lui Dumnezeu chiar și la nivel de țară. Apoi, o altă mare bucurie am avut-o prin faptul că în Oltenia, un băiat cu numele de Uțu, luna trecută, pentru prima dată, a venit cu mine în misiune, este din Motru, și-a predicat, și-a predicat bine, peste așteptările mele, lăudat să fie Domnul. Și-a și cântat. Și o altă mare bucurie și fericire e faptul că în Serbia, după tabăra care am avut-o cu ei, cu serbii, copiii din Serbia, doi s-au hotărât să-L urmeze pe Domnul și la vară se vor boteza și cel puțin unul din ei doresc din toată inima să-L aducem la seminar, dar eu nădăjduiesc amândoi. În România. Unul n-are împlinit 17 ani și unul n-are împlinit 14 ani și predică. Zicea păstorul, eu nu-l pun la amvon că nu-i voie. Zic, nu contează că îl pui la amvon sau că nu-l pui. Eu mă bucur că el deja mărturisește pe Domnul. Știți ce mi-a spus părintele meu spiritual, fratele Pincu, bătrânul, tata lui Petrică și bunicul lui Dani? Dacă știam că nu ești botezat, nu te luam la amvon. Dar face-mă bucur că n-am știut și îi dau slavă lui Dumnezeu că m-a ascultat rugăciunile. El s-a rugat pentru mine și m-a luat în lucrare. Apoi, mă opresc aici doar să vreau să spun că am spus ceva într-o împrejurare unde erau mai mulți păstori. La unii nu le-a venit bine. Vreau să spun, aici avem, cred că numai un păstor, nu-i de rău, frate păstor, un mare om al lui Dumnezeu a spus așa, după 2 ani de zile, biserica este ceea ce este păstorul. Dumnezeu să te binecuvânteze pe dumneata, frate păstor,
și toți lucrătorii și biserica să-l susținem în rugăciune și Dumnezeu să înflăcăreze duhul de rugăciune a fratelui păstor și a noastră tuturora. Îmi cer scuze, doresc ca tabăra din anul acesta cu sârbii să o fac cu tineri din biserica noastră, îl văd pe Adi și pe nevastă sa și mai avem și pe alții. Domnul să fie lăudat pentru toate. Amin. Slăviți să fie Domnul, spun și eu din toată inima. Amin, fraților. Mai avem un pic de răbdare. S-a spus mai înainte de către fratele Florin. Vreau și eu doar un gând de mulțumire, scurt și din toată inima. Vă mulțumesc pentru rugăciuni. Vă mulțumesc pentru acei care postiți pentru mine, pentru familia mea, pentru grupul de frați care merge în misiune și Domnul să vă răsplătească. Nici nu știți cât de important este rugăciunea și un gând de încurajare, un sfat, chiar și a cei care ne-au ajutat financiar în această lucrare de misiune, vă mulțumim din suflet și Dumnezeu să vă răsplătească. Nu-mi doresc nimic altceva decât să privesc în urma mea și Dumnezeu să fie mulțumit de lucrarea care am făcut-o și care o fac. Dumnezeu să vă binecuvinteze în noul an care vom intra și să lucrăm mai mult pentru Domnul. Este foarte, foarte aproape venirea Lui. Și aș vrea să ne găsească în lucru, să nu dăm înapoi. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Vă doresc alegeri bune și înțelepte și cu Dumnezeu în fiecare zi. Amin. Dumnezeul meu, în fața ta eu vin și mă închin. Din cerul tău te rog acum, cu îndurare să privești spre noi. Am vrea să-ți mulțumim că ne-ai creat și mântuire prin Iisus ne-ai dat. Mereu iubirea ta noi am simțit, de aceea vrem prin cânt să te slăvim. Pentru iubirea ta, pentru îndurarea ta, pentru iertarea ce în viață ne-ai oferit, pentru încercarea grea prin care ne formezi, pentru speranța veșniciei vrem să-ți mulțumim. Să știe cerul întreg și universul tot că Tu ne ești stăpân și tată și prieten drag. De aceea te rugăm acum la sfârșit de an, dă-ne putere și înțelepciune să știm să-ți mulțumim. Domnul meu și Dumnezeul meu, în fața ta
eu vin și mă închin. Din cerul tău te rog acum, cu îndurare să privești spre noi. Am vrea să-ți mulțumim că ne-ai iubit și-n dragoste cu pace ne-ai păzit. Ajută-ne-n ca voia-ți s-o împlinim și prin al nostru cânt să-ți mulțumim. Pentru iubirea ta, pentru îndurarea ta, pentru iertarea ce-n viață ne-ai oferit, pentru încercarea grea prin care ne formezi, pentru speranța veșniciei vrem să-ți mulțumim. Să știe cerul întreg și universul tot că Tu ne ești stăpân și tată și prieten drag. De aceea te rugăm acum la sfârșit de an, dă-ne putere și înțelepciune să știm să-ți mulțumim. Amin. Fratele Virgil Gheran va avea un mesaj pentru noi. Aici scrie reprezentant administrativ, dar noi nu avem așa ceva. Eu zic să stai acolo și să spun din partea comitetului bisericii, nu cel mai bătrân, cel născut mai devreme, să le spună în această seară un gând de mulțumire și de laudă la adresa lui Dumnezeu, după care corul va slăvi pe Domnul cu o cântare. Mulțumim că suntem împreună astăzi în casa Domnului și este o bucurie pentru noi să vedem că locașul acesta este plin astăzi. De multe ori am vrea ca în inima noastră să fie același lucru, de fiecare dată să ne bucurăm că stăm în prezența lui Dumnezeu și că stăm împreună cu toți frații noștri. Aș dori astăzi câteva cuvinte numai să luăm din cuvântul lui Dumnezeu pe care Apostolul Pavel îl spune din Corinteni, capitolul 2, urări. Și în capitolul 13, cu versetul 11, spune urări de sănătate. Și câteva cuvinte avem aici. Încolo, fraților, fiți sănătoși. Care din noi nu dorește să fie sănătos? Fiecare ar dori să fie, dar doar noi nu putem să facem lucrurile acestea. Noi trebuie să ne rugăm unii cu alții. Noi trebuie să avem o relație cu Dumnezeu. Noi trebuie să putem să fim lângă Dumnezeu. Și când avem în biserica noastră un frate, o soră care sunt bolnavi, noi trebuie să-l rugăm, dar nu înseamnă că trebuie să rugăm cu toții de la un capăt la altul atunci când suntem în biserică. Să roagă 10, 12 frați și ceilalți în gândul lor să roagă, pentru că în cuvântul lui Dumnezeu ajunge și acesta pe care îl facem. Eu vreau să vă spun numai un lucru, e foarte greu pentru mine. Băiatul meu a fost foarte bolnav. Știți, biserica, în biserică, aici, luni întregi, ne-a rugat pentru băiatul meu. El era în Timișoara. Atunci când la Moldova Nouă a plecat păstorii noștri, ca să întâlnirea pe care au acolo, și fratele Gelu și fratele Mihuț, și le-a spus tuturor păstorilor, rugați-vă pentru familia Gheran. Într-o lună de zile, cred că am primit cel puțin 20-25 de telefoane de la păstori, care spune, în bisericile în care am fost, m-a rugat pentru fiul tău. Și boala pe care a avut-o, pentru noi a fost deosebit de greu. Dar
cuvântul lui Dumnezeu ne-a făcut așa de tari încât am zis, totuși, Dumnezeu va trebui să pună pe picioare, pentru că aici, în bisericile noastre, în toată zona din Calea Severin, atâta zonă din Biserica Baptistă și Pentecostală, mii de oameni s-au rugat pentru noi și Dumnezeu i-a dat sănătate. După o lună de zile a putut să meargă la serviciul lor, pentru că am avut acolo un prieten. Noi n-am putut să intrăm în biserică. O săptămână de zile nu ne-a dat voie să intrăm, pentru că era și un control acolo și aveam vis-a-vis de noi acolo casa lui, era o casă lângă, un director de la DICO din Timișoara, care el putea să meargă oriunde. Și mergea de două, trei ori pe zi la el și mă suna pe mine acasă și să-mi spună cuvântul pe care îl spun copiii, nepoții noștri. Și zice, bunul Gil, așa spun nepoții noștri, bunul Gil, am fost la Cristi, e mai bine și este tot mai bine, dar nu poți să te duci la el. Și după 5 zile, după 6 zile, îmi spune, uite, poți să te duci la băiat, dar cu o singură condiție, să nu mai plângi. Și ne-am dus, am intrat înăuntru și pentru prima dată l-am găsit în picioare. Deci era sănătos și aici găsim cuvântul lui Dumnezeu, să fiți sănătoși. Dacă cu toții, atunci când avem o persoană, un frate, pe cineva, putem să-l ajutăm prin rugăciunea pe care noi o facem. În casa Domnului, acasă când suntem, sau chiar în călătoriile pe care noi le facem. Dumnezeu să binecuvinteze pe toată lumea. Altă lucrare pe care o spune cuvântul lui Dumnezeu, desăvârșiți-vă. Deci noi să ne desăvârșim, fiecare în parte. Dar noi am putea să spunem că suntem două pereche aici. Unii mai slabi și alții mai tari. Și o treabă normală. Că dacă cu toți am fi cu funcții, toți am fi tari, toți am fi slujitori, n-ar mai avea oameni aici care să facă și o lucrare mai mică. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că noi, cei ce suntem mai slabi, ne rugăm pentru cei ce sunt tari, ca să facă lucrarea, ca pe lângă noi să poată să aducă și alți oameni în biserica noastră, și alți care să facă un legământ cu Dumnezeu. Dumnezeu se binecuvinteze și pe ei. Următoarea lucrare care spune, îmbărbătați-vă. Este o lucrare plăcută, frumoasă pentru noi. Ca să ne îmbărbătăm, aia înseamnă că trebuie să avem o relație cu Dumnezeu. Ca să ne îmbărbătăm tot timpul, trebuie să avem gândurile pe care le are Dumnezeu. Trebuie să fim cu El tot timpul. Dar ca să putem să avem o relație cu Dumnezeu, trebuie să îl iubim pe Dumnezeu. Dumnezeu ne-a iubit pe noi pentru prima dată. Ori noi, ca să putem să-L iubim pe Dumnezeu, trebuie să ne iubim unii pe alții. Fiecare dintre noi să ne iubim de fiecare dată. Poate că a fost lucruri mai grele altă dată pentru noi, dar faptul că intrăm într-un an nou, să uităm tot ceea ce a fost rău pentru anul acesta și să venim în continuare ca să ne iubim unii pe alții, pentru că suntem în aceeași familie cu toții. Următorul cuvânt pe care îl spune, fiți un cuget. Cugetul este, dragii mei, nu este altceva decât un îndemn pe care cuvântul lui Dumnezeu ne-l face. Este o gândire pe care Dumnezeu o are. Dumnezeu spune, gândurile mele nu sunt gândurile voastre, prima parte care este. Ori gândurile noastre sunt cu totul altceva. Noi ne gândim la viitorul nostru. Noi ne gândim la partea materială pe care noi o pregătim. Noi ne gândim la toate lucrurile astea. Avem ideile noastre, dar avem și o parte de părere. După ce ieșim cu toate astea, stau și mă gândesc. Ce facem acum? Gândirea mea, ideile mele, oare se potrivește cu gândirea lui Dumnezeu? Și eu doresc din toată inima noastră să putem să medităm, ca cu toții să putem să ajungem la gândirea pe care Dumnezeu o are pentru noi, pentru fiecare în parte. Un alt cuvânt pe care îl spune, trăiți în pace. Eu nu mai vreau să mai vorbesc, dar anul viitor, uităm de anul în care suntem acum pentru câteva ore, pentru că n-am avut pace în biserica noastră, am avut lucruri neplăcute, dar pentru anul viitor, Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți, să avem pace în inima noastră, să putem să ne bucurăm fiecare dintre noi. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu dorește și El al păcii ca să fie cu noi.
Deci dacă Dumnezeu este cu noi în fiecare zi, noi o să fim aceia oameni care de fiecare dată nu ne uităm în stânga, nu ne uităm în dreapta, nu ieșim afară din biserică sau de multe ori sunt cazuri în care nu putem să venim în casa Domnului. Dar Dumnezeu să ne întărească ca să putem să fim aici în fiecare zi. Amin. Serviciul acesta, pentru mine, a fost plin de surprize. Plin de surprize, mai ales că fratele Marius, care trebuia să prezinte serviciul acesta, m-a sunat încă de ieri, apoi azi dimineață, să-mi confirme că nu se simte mai bine, e tot răcit, vorbește cu greu, așa că, asta era concluzia, nu va veni în această seară. Și era unul dintre cei ce trebuiau să vorbească. Și atunci ne-am gândit noi să facem o rocadă. Mâine seară trebuie să vorbească Alin Lupu și atunci am spus că facem așa. Marius poate și revine până mâine seară și Alin Lupu va vorbi în seara aceasta. L-am sunat pe Alin Lupu, avea aceeași voce ca și Marius.
El de două zile stă în pat, este răcit și nu poate în seara asta să vină la biserică. Surpriză, surpriză, cea de-a doua surpriză, surpriză, și când îl sun pe fratele Nelu și nu-mi răspunde. Asta iarăși este o surpriză, că dânsul totdeauna răspunde prompt la telefon și surpriză peste surpriză. Surpriză peste surpriză, mai ales când ne uităm în biserică și nu-l vedem pe Cătălin. El trebuia să fie primul, că noi așa am gândit, începe cu copii, tineret, cor, studiu biblic și misiune și apoi fratele Virgil încheie. Dar nu era Cătălin, altă surpriză. Am început să schimbăm programul, am schimbat puțin la program acolo și pentru că erau patru cântări ale corului și ne-am înțeles cu Ovi să cântăm numai trei, i-am spus fratelui Nelu, Nelu, nu pune prima cântare de cor. Când se ridică primul lucru, corul. Da, zic, surpriză din nou. O altă surpriză este că acum vreo 10 zile l-am rugat pe Ovi să cânte cu familia în seara asta și zice, suntem cu gâturile praf, n-avem nicio șansă. Și surpriză, slavă Domnului că au putut să cânte cu familia în seara asta. Surprize, surprize, și m-am gândit să vă fac și eu o surpriză. Surpriza ar fi să termin mai repede. Știu, aceasta e o surpriză, încerc să o fac, nu promit lucrul acesta, dar mă străduiesc să vă fac surpriza aceasta vorbind mai puțin ca de obicei. Aș vrea să citesc în seara aceasta un verset din Ezra, de la capitolul 8, și anume versetul 31. Aici cuvântul lui Dumnezeu spune, am plecat de la râul Ahava ca să ne ducem la Ierusalim în a 12-a zi a lunii întâi. Mâna Dumnezeului nostru a fost peste noi și ne-a păzit de loviturile vrăjmașului și de orice piedică pe drum. Poate unii dintre dumneavoastră vă aduceți aminte că acum 366 de zile am vorbit din Ezra capitolul 8, dar versetele pe care fratele Cătălin a citit în seara aceasta, versetul 21 și apoi versetul 22. Aici cuvântul lui Dumnezeu spune, acolo la râul Ahava am vestit un post de smerire înaintea Dumnezeului nostru ca să cerem de la el o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce era al nostru. Mi-era rușine să cer împăratului o oaste de însoțire și călăresc ca să ne însoțească împotriva vrășmașului pe drum. Căci spusesem împăratului, mâna Dumnezeului nostru este spre binele lor peste toți cei ce-l caută, dar puterea și mânia lui sunt peste toți cei ce-l părăsesc. Pentru aceasta am postit și am chemat numele Dumnezeului nostru. La început de an spuneam că dacă vrem să avem o călătorie fericită, este nevoie să ne smerim, adică să declarăm dependența noastră de Dumnezeu. Să nu ne uităm la resursele pe care noi le avem, ci să nu privim la ceea ce suntem noi, la puterea noastră, ci să ne încredem în Dumnezeu și să privim la puterea Lui, la faptul că El are un caracter neschimbător și la promisiunile Lui. Și bazați pe lucrurile acestea, să plecăm în călătoria Lui 2016. Astăzi putem spune ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu în ultima parte a versetului 23. Și El ne-a ascultat. Dumnezeu a fost cu noi și ne-a dat o călătorie fericită. Îmi permis să parafrazez versetul 31. Aici spune, am plecat de la râul Ahava ca să ne ducem la Ierusalim. Noi n-am plecat în călătoria aceasta, ci am plecat în urmă cu 366 de zile, am plecat în ziua întâi a lunii întâi, anului 2016. Și am ajuns în ziua 31 a lunii 12 a 2016 și, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, mâna Dumnezeului nostru a fost peste noi și ne-a păzit de loviturile vrăjmașului și de orice piedică pe drum. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că au fost vrăjmași și că anul acesta au fost piedici în calea noastră. În calea lor au fost asemenea piedici, în calea noastră au fost de asemenea, de-a lungul acestor luni, a lui 2016, poate o mulțime de piedici. Poate am avut și noi parte de vrășmășia oamenilor de lângă noi și n-a fost ușor. Astăzi, privind în urmă, ne gândim la lucrurile acestea, dar ce important este să vedem că mâna cea bună a Dumnezeului nostru a fost peste noi și ne-a păzit. Acesta este gândul cu care îmi doresc să ne despărțim în seara aceasta. Gândul că în ciuda unui an poate greu pentru unii dintre noi, unui an dificil, unui an în care au avut o mulțime de încercări, de piedici, Dumnezeu a fost cu noi și Dumnezeu ne-a păzit și ne-a binecuvântat. Psalmul 124
ne spune, de n-ar fi fost Domnul de partea noastră, să spună Israel acum, de n-ar fi fost Domnul de partea noastră când s-au ridicat oamenii împotriva noastră, ne-ar fi înghițit de vii când li s-a aprins mânia împotriva noastră. Ne-ar fi secat apele, ar fi trecut râurile peste sufletul nostru, ar fi trecut peste sufletul nostru valurile neprasnice. Binecuvântat să fie Domnul care nu ne-a dat pradă dinților lor. Sufletul ne-a scăpat ca păsărea din lanțul păsărarului. Lațul s-a rupt și noi am scăpat. Ajutorul nostru este în numele Domnului care a făcut cerurile și pământul. De aceea se cade în seara aceasta să-L binecuvântăm pe Domnul și să mărturisim că El este ajutorul nostru și că mâna Lui bună a fost cu noi în anul acesta. Întrebarea pe care aș vrea să o lansez în seara aceasta, să medităm la ea, este: cum a fost călătoria aceasta? Cum a fost călătoria aceasta de 12 luni? A fost o călătorie fericită? Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că Israel, Ezra și ceilalți oameni ce au plecat din Babilon la Ierusalim, ce s-au dus la Ierusalim ca să se mute acolo în locul acela, oamenii aceștia au avut o călătorie de 4 luni și au avut o călătorie fericită. De asta este important cum suntem după călătoria lui 2016. Ei au avut o călătorie fericită, însă ce aș vrea să subliniez este faptul că e important cum definim fericirea sau ce înseamnă fericirea. Sunt oameni pentru care fericirea este ceea ce ne prezintă cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 73. În Psalmul 73, omul lui Dumnezeu, Asaf, gândind la ce înseamnă fericirea, spune în felul următor de la versetul 3, căci mă uitam cu jind la cei nesocotiți când vedeam fericirea celor răi. Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte și trupul este încărcat de grăsime, n-au parte de suferințe omenești și nu sunt loviți ca ceilalți oameni. De aceea, mândria le slujește ca salbă și asuprirea este haina care îi învelește. Li se bulbucă ochii de grăsime și au mai mult decât le-ar dori inima. Râd și vorbesc cu răutate de asuprire, vorbesc de sus și înalță gura până la cerul și limba le cutreieră pământul. Unii oameni gândesc că fericirea este aceasta, să ai mult, să nu te lovească nenorocirea, să nu te lovească boala, să n-ai parte de suferințe omenești. Și în termenii aceștia oamenii spun: aceasta e fericirea. Să ai tot ce-ți dorești, să poți să-ți cumperi tot ce ai visat, să ai o poziție socială, dacă nu se poate în altă parte, măcar în biserică, măcar pe scara blocului, măcar la tine la școală. Unii oameni gândesc că aceasta este fericirea, însă Dumnezeu definește altfel. Și Dumnezeu definește fericirea în Psalmul 1, într-un mod la care poate noi nu ne-am aștepta, spune cuvântul lui Dumnezeu: omul care este fericit nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit, așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu, că din perspectiva lui Dumnezeu așa arată oamenii care sunt de fapt fericiți. Iar Domnul Iisus Hristos, vorbind despre fericire, o definește într-un mod în care niciunul dintre noi nu ne-am fi gândit la ea. Și spune în felul următor în Matei capitolul 5: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Aceasta e fericirea pe care o definește Dumnezeu. Nu seamănă de multe ori cu ce gândim noi despre fericire, cu visele, cu planurile pe care le avem noi și pe care poate le-am avut noi la începutul lui 2016, crezând că dacă se vor întâmpla lucrurile acelea, vom avea un an fericit. De aceea, privind din perspectiva lui Dumnezeu, mulți dintre noi am avut un an fericit, că am avut parte de plâns, că am avut parte de suferință, că am avut parte de batjocură, că am avut parte de necaz, că am
cugetat zi și noapte la cuvântul Domnului, că ne-am separat de cei răi, de cei batjocoritori. Toți care am făcut lucrul acesta, dragii mei, chiar dacă n-am conștientizat lucrul acesta, am avut o călătorie fericită. Fericită poate nu din perspectiva oamenilor, dar fericită din perspectiva lui Dumnezeu. Însă, interesant ce ne spune versetul 32, după călătoria aceasta de 4 luni, am ajuns la Ierusalim și mi-am odihnit acolo 3 zile. După 366 de zile, unele grele, s-ar putea să fim obosiți. S-ar putea să fim obosiți de nopțile nedormite. S-ar putea să fim obosiți de zilele agitate, de frământările prin care am trecut în anul acesta. Însă, dragii mei, ce este mai important decât odihna trupului, care se rezolvă în 2-3 zile, este odihna sufletului. Sufletul nostru a fost odihnit anul acesta. Ne-am odihnit noi sufletul în Dumnezeul nostru. Cuvântul lui Dumnezeu în Matei, la capitolul 11, ne vorbește de aspectul acesta important, de odihna sufletului nostru și de faptul că Domnul Iisus Hristos a venit special la noi ca să aducă odihna aceasta. Și în Evanghelia după Matei, la capitolul 11, cu versetele 28 până la 30, cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa: veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Poate am avut un an greu, poate după anul acesta suntem obosiți, și nu atât cu trupul, cât avem sufletul obosit. Să nu uităm unde putem să mergem cu sufletul nostru obosit. Să nu uităm că Domnul Iisus Hristos ne-a invitat la El ca să găsim odihnă, nu atât pentru trupul acesta, cât pentru sufletul nostru. Iar Sfântul Apostol Pavel, în același context, spune: nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Poate ne-am frământat, poate din cauza aceasta călătoria lui 2016 n-a fost una fericită pentru noi, din cauza gândurilor ce ne-au dat pace, din cauza frământărilor, din cauza îngrijorărilor care au pus stăpânire pe noi, pe viața noastră. Avem ocazia acum, la sfârșitul anului, să lăsăm jos toate aceste poveri. Avem ocazia la sfârșitul acestui an să-i dăm totul Domnului Iisus Hristos, să fim eliberați de poverile pe care le-am purtat unii dintre noi întreg anul 2016. Acum, după o călătorie fericită de 4 luni, am întrebat cum a fost perioada pe care Ezra a petrecut acolo. Și citind mai departe cartea Ezra, am înțeles că odată ajuns acolo, a fost dezamăgit de idolatria poporului, de faptul că oamenii au ales să nu asculte de porunca lui Dumnezeu, de faptul că s-au contaminat de cultura popoarelor lângă care au trăit atâția ani. Și, dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Ezra a suferit mult. Ne prezintă modul în care el a plâns înaintea lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu. Pentru că, după o călătorie fericită, a avut parte de o veste neplăcută. Dar Ezra nu s-a descurajat. Ezra nu i-a luat pe oameni să se întoarcă înapoi, spune: nu-i nicio șansă pentru Ierusalim. N-a făcut lucrul acesta, ci a rămas între ei. Și a rămas între ei pentru că el știa de ce a mers în locul acela. Pentru că avea un vis, avea un plan pentru poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu îi dăduse lui Ezra o misiune și în ciuda necredincioșiei poporului, Ezra a rămas lângă lucrarea pe care Dumnezeu i-a dat-o. Poate că suntem dezamăgiți uneori. Poate că suntem dezamăgiți chiar de frații noștri. Poate suntem dezamăgiți chiar de cei din casa noastră. Cum putem să mergem înainte? Cum putem să continuăm? Ce trebuie să ne motiveze în direcția aceasta? Cuvântul lui Dumnezeu, prezentându-l pe Ezra, ne spune despre el în felul următor, în capitolul 7, la versetul 10. Căci Ezra își pusese inima să adâncească și să împlinească legea Domnului și să învețe pe oameni în mijlocul lui Israel legile și poruncile. Acesta a fost visul lui Ezra. Dumnezeu i-a pus visul acesta în inimă și, repet, în ciuda necredincioșiei poporului, Ezra s-a ținut
de ce i-a dat Dumnezeu să facă. De ce i-a pus Dumnezeu lui pe inimă și a adâncit și a împlinit legea Domnului și mai mult decât atât. A început să învețe pe oamenii de lângă el cuvântul lui Dumnezeu. Și ușor, ușor, privind în cartea Neemia, privind finalul cărții Ezra și apoi cartea Neemia, vedem cum lucrurile se schimbă. Cum oamenii se întorc la Dumnezeu. De ce? Pentru că după o călătorie grea, dar fericită, au ajuns la Ierusalim, au ajuns în prezența lui Dumnezeu și acolo, acolo, au început să-și pună inima, să cunoască, să adâncească cuvântul lui Dumnezeu, să-L împlinească și mai mult decât atât, să învețe pe ceilalți, pe oamenii de lângă ei, să învețe cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, 2016 s-a încheiat. Poate a fost un an frumos, poate a fost un an dureros pentru alții, poate a fost un an cu multe satisfacții sau dimpotrivă, cu multe dezamăgiri. Cum spunea fratele Virgil, 2016 se termină aici. Și nu contează ce a fost, contează ce va fi de azi înainte. Și Dumnezeu să ne ajute să ne încheiem socotelile cu 2016. Dacă suntem supărați pe cineva în seara aceasta, ne ajute Dumnezeu să iertăm, să trecem peste, să începem anul cu inima curată, cu inima bună. Dacă avem restanțe la citirea Scripturii, la timpul de rugăciune, dacă avem restanțe la a vorbi cu frații de lângă noi, a avea părtășie cu ei, Domnul să ne ierte, să ne ajute ca anul viitor să fie un an mai bun și în privința aceasta. Aș dori ca la sfârșit să stăm înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și să-i mulțumim pentru anul acesta și să ne cerem iertare pentru lucrurile care n-au fost bune și să-i mulțumim pentru toată protecția oferită cu ocazia acestei călătorii. Și mai am o rugăminte, să aveți răbdare cu mine, să ajung la ușa aceea, că îmi doresc să dau mâna cu cât mai mulți dintre dumneavoastră în seara aceasta, dar înainte să venim înainte lui Dumnezeu în rugăciune, vă invit să ne ridicăm cu toții. Și de la cor îl rog pe fratele Matei Boboescu să ne conducă în rugăciune. Din sală de jos îl rog pe fratele Mitică Bojinescu și de la balcon îl rog pe fratele Teo Maftei să ne rugăm. Îți mulțumim, Doamne. Așa e, Doamne, să mulțumim. Te rugăm o Tată Ceresc ca Tu să ne ierți dacă am păcătuit sau am greșit înainte. Ai milă, Doamne, de noi. Doamne, Te rugăm ca Tu să arunci orice duș, orice ispită a păcatului din inimă. Amin. Te rugăm, Doamne. Te rugăm o Tată Ceresc să ne ajungi să intrăm în nou an cu o inimă curată. Amin. Ajută-ne, Doamne, în aceasta. Te rugăm, Tată, să ne binecuvintezi și frate și surorile noastre care se găsesc. Ai milă, Doamne. Doamne, Te rugăm ca Tu să treci pe la faturile lor. Amin. Alină-le durerile. Te rugăm, Doamne. Dacă este voia Ta, dă-le amin. Te rugăm, Doamne. Te rugăm, Tată, cerești ca și în acest an Tu să fie alături de noi. Amin. Să ne dai sănătate. Da, Doamne. Amin, așa dorim, Doamne. Dorim o Tată Ceresc ca Duhul Tău cel Sfânt să ne călăuzească în călătoria noastră pe acest pământ. Da, așa dorim. Să ne îndrepte pașii spre gândurile sfinte. Amin. Să ajute-ne, Doamne, Tată Ceresc, să trăim după cuvântul Tău, după da, voia Doamne. Ta, după poruncile Tale și după legile Tale. Ajută-ne, Doamne. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Te rog, Doamne, ca în continuare Tu să-ți pedești Tată Tău Ceresc peste biserica noastră. Amin. Îți mulțumim, o Tată Ceresc, pentru toate binecuvântările care ne dai. Da. Îți mulțumim pentru biserica în care Tu ne-ai așezat. Da, Doamne. Îți mulțumim că Te-am simțit în permanență inimile noastre și în suflete. Da, Doamne. Te rugăm ca în continuare, Doamne, Tu să rămâi alături de noi. Amin. Să ne binecuvintezi familiile. Te rugăm. Să ne binecuvintezi biserica noastră, să ne ajută, Doamne, să trăim în credință. Ajută-ne, Te rugăm. Amin.
Îți mulțumim, Doamne. Amin. 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 Ai milă, Doamne. Așa, Doamne. Amin. Da, Doamne. Da, Doamne. Amin. 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 Așa e, Doamne. Da, Doamne. Așa e, Doamne. Da, Doamne, îți mulțumim. Așa e, Doamne. Îți mulțumim. Amin. 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 Da, Doamne. Amin. Amin, așa dorim. Ai milă, Doamne. Întotdeauna, Doamne. Amin. Glorie ție. Amin. Iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în biserică, în Hristos Iisus, din neam în neam, în veci de veci. Amin. Vă rugăm să rămâneți în continuare în picioare, să cântăm împreună cu corul Mulți ani trăiască. Fericit, împlinit și plin de binecuvântări împreună cu Domnul Iisus Hristos tuturor. Amin. Vă rog să nu părăsiți casa Domnului până nu vă binecuvântați unul pe celălalt, până vă felicitați unul pe celălalt.